Nu uitați să apăsați pe abonează-te pentru mai mult deliciu turcesc. Hercai, episodul 10. Miran îi comunică lui Nasuh că îi va șterge toată datoria și pune capăt dușmăniei dintre ei în schimbul lui Reyhan. Hazar și Azad sunt foarte revoltați, iar Reyhan e dezamăgită fiindcă crede că vrea să o cumpere. Nasuh nu acceptă. Îi spune că nimeni din familia lui nu este de vânzare și că își vor plăti singur datoria, iar pe Reyhan o mărită cu Azad. Când Reyhan îl întreabă pe Nasuh cum de nu a vândut-o și cum de o căsătorește cu Azad, el îi zice că nu a făcut-o pentru ea, ci pentru Hazar și pentru Azad, fiindcă nu vrea ca familia lui să se destrame. După aceea îi promite lui Hazar că nu îi va mai face rău lui Reyhan, însă el plănuiește să o ucidă înaintea nunții și să facă în așa fel încât să pară că s-a sinucis. Dimineața de vreme, Miran merge să vorbească cu Reyhan atunci când ea iese la plimbare cu calul. Încearcă să îi spună că l-a înțeles greșit și că i-a făcut acea propunere lui Nasuh fiindcă a vrut să o salveze. Mai târziu, Firat, văzând cât de supărat este Miran pentru că Reyhan nu îl crede, se întâlnește cu ea și îi spune că Miran o iubește și regretă tot ce i-a făcut. După aceea Reyhan îl duce pe Miran la cabana unde au petrecut noaptea nunții și îi spune să plece din viața ei pentru că nu va putea să repare ce i-a făcut și că nu îi va recâștiga încrederea. Miran nu renunță și, ca să-i arate cât o iubește, îi trimite o piatră pe care i-a dat-o ea înaintea nunții ca să o păstreze pentru a-i aminti de promisiunea pe care i-a făcut-o că va fi mereu alături de ea. După câteva zile în care nu se mai întâlnesc deloc, Miran merge la conac și îi dă o agrafă de păr, pe care ea a pierdut-o în oraș în urmă cu câțiva ani, și îi zice că atunci a văzut-o prima dată și s-a îndrăgostit de ea, înainte de a afla că este fiica dușmanului său. Reyhan îi spune că a aflat că este căsătorit cu Gonul. Miran nu încearcă să-i dea nicio explicație și merge acasă și îi zice lui Gonul că divorțează de ea. Gonul nu vrea să accepte. Sultanul amenință pe Azize că dacă nu îl împiedică, îi va spune tot adevărul. Azize nu se teme de amenințările ei și vrea ca cei doi să divorțeze pentru că și-a atins scopul pentru care i-a căsătorit. Următoarea zi este petrecerea de henna dinaintea nunții, iar Nasuh aranjează ca după petrecere, Reyhan să fie răpită și ucisă. Hazar vrea să împiedice nunta pentru că știe că Reyhan nu va fi fericită, dar Azad îl ia deoparte și îi spune să stea liniștit pentru că el i-a promis lui Reyhan că vor fi căsătoriți doar de formalitate, pentru a-i spăla onoarea și pentru ca ea să poată să rămână alături de familie. În timpul petrecerii, Miran o răpește pe Reyhan cu ajutorul lui Gul.